Aș vrea în același timp să transmit salutul Ministrei Culturii, care ar fi dorit să fie prezentă la festival. Mi-a scris un mail și aseară și astăzi. Este la festivalul de la Cannes și astăzi va fi prezența ultimului film românesc în competiție. Îi mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc tuturor celor de la Ministerul Culturii pentru că vă mulți prieteni, Ioana, alți prieteni care au venit. Sunt prietenii vechi și totdeauna, așa cum spuneam, lucrurile se fac cu oameni. Totdeauna în spatele instituțiilor, structurilor, sunt prieteni, sunt oameni cu care lucrăm și cu care reușim să ducem mai departe această întreprindere uriașă. Nu întâmplător, în cadrul festivalului vom face o întâlnire a arhitecților din lume, în așa fel încât să putem concretiza ideea noului teatru pe care îl vom face la Sibiu, altfel decât se fac teatrele în România și în general în lume. Vom reuși împreună cu nou primar ales să impunem liniile de forță ale proiectului pe care îl dorim, așa cum spuneam, altfel, ca să putem să concepem caietul de sarcini. Anul viitor vom face competiția pentru soluția arhitecturală și sperăm ca în 4 ani cele 3 săli de spectacol pe care le gândim, o sală de 500 de locuri, o sală de 350 și o sală de 250, să devină realitate. Noutatea este că pentru fiecare scenă va fi câte un spațiu de repetiții de exact aceleași dimensiuni, cu exact aceleași dotări, ca să nu mai folosim niciodată sălile de spectacol pentru repetiții. În același timp, la sala mare, cea de sub 500 de locuri, vom avea o scenă unică prin generozitatea ei, va fi o sală de 68 de metri adâncime, 26 deschidere și 48 înălțime, sunt dimensiunile cele mai mari din lume, care pot primi de la Cirque du Soleil până la cea mai mare operă sau trupă rock. În același timp, cele 3 săli le vom face pe structură modulară, în așa fel încât să putem să obținem un centru de congrese profesionist cu un spațiu între 3.000 și 5.000 de locuri, în așa fel încât multinaționalele, toate marile congrese care ar putea să aibă loc în România, să se poată întâmpla. Unii creditul să nu mai meargă la Viena, ci să vină la Sibiu să-și facă congresele. Și în același timp, în această clădire, va fi și un institut de cercetări în zona artelor spectacolului, deci nu centru, un institut. România nu are niciun institut de cercetări. Polonia are 29 de institute de cercetare în zona artelor spectacolului. De asemenea, vom face un centru pentru artele spectacolului de stradă, care va însemna motorul de dezvoltare al comunităților, pentru că fiecare comunitate trebuie să-și conceapă o agendă culturală proprie, care pornește de la specificitatea fiecărei comunități. Avem încă multe alte proiecte pe care le vom dezvolta pe parcursul timpului, iar în fața dumneavoastră, încă o dată fac o mare reverență echipei cu care lucrez, tuturor oamenilor care zi și noapte lucrează pentru festival, pentru teatru, pentru bursa de spectacole, unde se vor întâmpla multe, multe întâlniri importante. În cadrul bursei de spectacole vom face o întâlnire a capitalilor culturale europene, cele 4 orașe din România, cele 3 din Grecia, orașul desemnat din Muntenegru, Herțegovina, orașul desemnat din Serbia, Novi Sad, și de asemenea încercăm să împingem și Chișinău în această aventură. Vom aduce cei 5 ministri ai culturii, în așa fel încât să putem să facem o asociere. De asemenea, am invitat Polonia, care este o țară exemplară în atragerea fondurilor europene, și vom prezenta 21 de studii de caz, clădiri, centre culturale, teatre, spații pentru concerte, care au fost clădite în Polonia
cu bani europeni. Avem acceptul domnului vicepremier de a participa la această întâlnire, va fi un expert de asemenea foarte important din partea Ministerului Sinilar din Polonia și sunt convins că aceste exemple de bună practică vor genera idei și modalități concrete de atragere a fondurilor.